de foc pentru Rovana Plumb, trebuie să dea explicații în fața Parlamentului. Mociunea simplă împotriva ministrului fondurilor europene, Rovana Plumb, depus de parlamentari de la PNL sublinierei PMP va fi dezbătut sublinierei votat marci în plenul Senatului. Documentul se intitulează Absorpția banilor comunitari, o catastrofă marca PSD-ALDE. Ultima oră, FBI, percheziți la avocatul lui Donald Trump. Poliția federală a confiscat mai mult documente. Edinca în plena Senatului în care va fi dezbătut mociunea simplă cu tema absorpția banilor comunitari, o catastrofă marca PSD-ALDE este programat de la ora 1400. Mociunea a fost depus de parlamentar PNL sublinierei PMP, care avertizează că situația programelor operaționale sectoriale este deosebit de grav, din perspectiva sumelor foarte de mici rambursate efectiv de către Comisia Europeană, până în prezent. Programul operațional regional are alocat suma de 6.600000000 euro, rata de absorpție efectiv fiind în valoare de 24.272.480, ceea ce reprezintă 0,37, în timp ce suma alocată programului operațional infrastructura mare este de 9.418.524.484 euro, iar gradul de absorpție este de 858.287.778 euro, însemnând 9,11. Pentru programul operațional competitivitate a fost alocat suma de 1.329.787.234 euro, rata de absorpție fiind de 59.118.754 euro, 4,45. În timp ce pentru programul operațional capacitate administrativă a fost alocat suma de 553.198.489 euro, absorpția efectiv fiind de 20.668.383 euro, 3,74. Pentru programul operațional pescuit sublinierei afaceri maritime, alocarea financiară este de 168.428.371 euro, rata de absorpție fiind de 9.785.156 euro, adică 5,81. Iar pentru programul operațional capitalul uman suma alocată este de 4.371.963027 euro, rata de absorpție până la 19 ianuarie 2018 fiind 0, se arată în textul mociunii. România are o subliniere ans major de a se dezvolta sublinierei de a deveni cu adevărat un stat european, cu un nivel de trai la nivelul statelor din Europa de Vest. Această oportunitate este oferită de fondurile europene, fonduri care pot contribui la creșterea sublinierei calității vieții românilor.
rata absorbției aferent programării bugetare 2014-2020 a ajuns, la sfârșit sublinierea anului 2017, la doar 10,1. Majoritatea programelor operaționale care gestionează fondurile europene structurale sublinierei de investiții de care România beneficiază au avut rezultate catastrofale, spun inițiatorii mociunii depuse împotriva ministrului Rovana Plumb. Ei mai arată ce PSD-ALDE au fost interesate mai mult de mesurile clientelei lor, sublinierei nu se atrag investiții sublinierei fonduri europene, iar România dezangajează anual sute de milioane de euro. PSD împreună cu ALDE au fost mult mai interesate să ia măsuri în interesul clientelei de partid decât să pregătească investiții sublinierei să atrag fonduri europene. În acela sublinierei timp, funcționarii mea, numit politic, pe lângă cea cu atribuții tehnice, din ministere semni subliniere ce încet, lunile trec, iar banii de investiții nu ajung în car, România dezangajează anual sute de milioane de euro. Toate componentele societății române subliniere ti sunt lezate puternic de lipsa infrastructurii publice, birocrația excesiv sublinierei de lipsa real de interes pentru accelerarea absorbției fondurilor europene, mai afirm inițiatorii mociunii. Rovana Plumb este ministru al fondurilor europene din 23 februarie 2017, fiind propus de premierul de atunci Sorin Grindeanu.